Fabian și Daniel Ghiță. Am revenit pentru că am văzut că nu sunt lucruri de foarte mare valoare și mi-am dat seama că aș mai putea și eu să arăt maestria. Să vedem ce se va întâmpla cu Daniel Ghiță. Nu mai târziu de luna viitoare, spuneam, la Cluj-Napoca va fi revenirea sa în ring oficial. Și mai avem un debut în această seară, că tot vorbeai despre debuturi, despre Mărădescu, despre revenirea lui Ghiță. O să vedem debutând în arbitrajul profesionist din lumea kickboxingului pe Nicu Dascălu. A fost un luptător, nu? Da, a fost un luptător de la Brașov, sensei Nicu Dascălu, pe care probabil vi-l mai amintiți, lupta cu succes în primul deceniu al anilor 2000. În Local Combat? Da. Prima promoție care a spus să lasă la față tot ce are mai bun kickboxingul românesc. Atunci au descoperit mult și pe Ciprian Sora, pe Daniel Ghiță. A revenit Ionuț Iftimoaie din Italia, era un ilustru necunoscut atunci. Și mă aduceți aminte și de Ionuț Antodirese, care cum este antrenor și chiar unul dintre sportivii săi este în ring. Este vorba de Marian Dinu, 20 de ani. Dinu, care a avut un meci extrem de interesant, de spectaculos în ultima gală, un meci pe care l-a câștigat la split decision 2-1 contra mișoranului Haris Ferizovic. A reușit o lovitură pe finalul meciului cu care a câștigat, l-a pus jos pe Ferizovic și a obținut puncte suficiente astfel încât să fie declarat învingător. Marian Dinu a antrenat de Ionuț Bibu la Todirese. Îi mulțumesc 19 ani Dinu, iar acesta este oponentul său. Andrei Bujor din Târgu Jiu are și 20 de ani. Ați văzut și pe Alin Panaite. Interesant și acest duel al tehnicienilor. Alin Panaite împotriva lui Ionuț Antodirese. Ionuț Antodirese a fost sportiv la un moment dat cu Alin Panaite. Alin care va sta și în colțul Cristianei Stancu în acel duel al fetelor din această gală. Ionuț Pucă este de asemenea la colțul lui Bujor. Deci doi antrenori experimentați, Panaite și Pucă, pentru Andrei Bujor. Bujor este din Târgu Jiu. And his opponent, fighting out of the red corner, 20 years old, he stands 1.80 centimeters tall, 71 kilograms. Gala este transmisă și pe canalul personalizat, să spunem, pentru sporturile de contact, Fight Box. Pe acest motiv avem și acum în engleză. Avem și pe domnișoara noastră în România. Dani Coman. Da. Nelipsit de la gale din București și de prin împrejurim atunci când poate să ajungă, unul pătimit al artor marțiale, fostul portar al României și al Rapidului, actualmente știți bine, președinte la Astra Giurgiu. S-au îmbrățișat, iată, acum Ionuț Antodirese și Alina Panaita au trecut normal peste orgolile amândurora. Iată, elevul își întâlnește profesorul acum din postura antrenorului și Ionuț Pitbull la Antodirese, o legendă a kickboxului românesc. Și Puia, l-ați văzut pe Puia, cunoscutul rapper al României, și a început partida dintre Marian Albu, Marian Dinu, mănuși albastre, și Andrei Bujor, mănuși roșii, cu un low kick mediu. Încă o dată lovește Bujor, e ca a căutat ficatul lui Dinu. Trei lovituri medii în acea zonă, răspunde și Dinu cu low kick pe exterior. Luptător de gardă invers, Andrei Bujor. Picioare foarte groase, extrem de dezvoltate gambele lui Andrei Bujor. Un genunchi din săritură încercat de Marian Dinu. Destul de lent început de meci, mai ales pentru categoria asta. Dar se obține bine că nu dorm în bocanci. Și-a dezvoltat dreapta bună. Da, Bujor a zis lovitura preferată, și-a și un croșet de dreapta în cap. Spuneam de Bujor, lovitura sa preferată, media de picior sau de picior stâng, piciorul în față. Iată, din nou lovește
spre ficat, dar ține bine totul acolo. Dinu, care caută puțin aerul, vedeți cum și-a scos proteza, respiră mai greu. A ciupit iar croșeul de stânga Bujor. Încearcă să mișoreze distanța, lovitură înaltă Bujor pe mânușa adversarului, ripostează imediat și Dinu, n-a ieșit genunchiul din săritură. Parcă asistăm la un meci de categorie grea. Așa se mișcă. Foarte multe lovituri pe gardă, puține lovituri clare până acum în aceste prime două minute. Încearcă din nou Dinu, genunchi din săritură. Pare să fie o lovitură pe care a exersat-o îndelung la antrenamente. Iarăși genunchea lui Bujor de astăzi. O dreaptă din partea lui Dinu, un parcurs foarte bun al lui Bujor, dar n-a dublat acolo, a venit cu lovitura medie pe picat, iar stânga-dreapta pe gardă adversarului. Bătaie încă din primele momente ale acestei partide, nu s-au protejat deloc, la 12 ani panaite în plan secund, cum se agită cu Bujor. Sus la cap directă de stânga, da, pentru Bujor, pe gardă a lovit acum Marian Dinu. Mai puțin de 10 secunde din prima repriză spectaculoasă în deschiderea galei Coloseu în turnament, ediția 8-a. Foarte agitat la colț, Alin Panaite. Din nou la polivalentă, repriza a doua între Marian Dinu, Mănuși Albastru și Andrei Bujor, după prima repriză spectaculoasă. Parcă a lovit mai mult Andrei Bujor și mai eficient, de 3 minute. Da, cred că a avut cea mai multe lovituri clare, nouă ne-a rămas pe retine și uppercutul ăla de dreapta, care a fost practic cea mai bună, cea mai aplicată lovitură din prima repriză. Și mi se pare ceva mai proaspăt Bujor după prima repriză. Contră de middle kick-uri, acum o lovitură înaltă, dar pe braț din partea lui Dinu, o să dea iarăși cu genunchiul din săritură. Croșeu scurt, pas în spate Bujor. 1-4-3, aici s-a spus lui Dinu acea combinație. Îl percure atac după un croșeu bun al lui Dinu, care își lovește la stomac cu piciorul Bujor. Rămâne descoperit Bujor, o lovitură din întoarcere, Marian Dinu. S-a blocat însă foarte bine Bujor, a anticipat cumva lovitura asta. Stăcea mai bine în gardă Bujor. Dinu atacă, încearcă să recupereze, probabil că își dă seama că pierdut prima repriză și încearcă să recupereze terenul pierdut. Însă se consumă foarte mult, vorbind despre o risipă de energie extraordinară. E ca un tăvăluc de la începutul meciului, de la începutul reprizei a doua. Îl tamponează permanent pe Bujoriată prin gardea, dar acum un uppercut, îl bagă în corzi, a lovit la corp, apoi a ratat croșeul de dreapta, uppercut de dreapta, nu face pasul în spate Bujor. Da, le sau un lateral, rămâne da, pur și simplu pe picioare. E bine că stă la bătaie, pentru că nu dă din brațe deloc. Parcă s-a mai înnoiat puțin Marian Dinu, stăruitul lui Bujor, țelea din brațe, uppercut de dreapta, low kick pe genunchi, croșeu de dreapta bună lui Dinu. Îl ține cu stânga, îl fixează de fapt și dă apoi cu dreapta. Îi spune încă așa și Bujor, uppercut, două uppercut, stânga, dreapta, croșeu, dreapta, croșeu, stânga. Uluitor că spune și a Bujor. Nu mai în stare, trebuie să facă pasul în spate, să plece din zona adversarului. E disperat Alin Panaite în colț. Nici nu se mai apără acum, a lăsat brațele.
Arthur înaltă va termina acest calvar pentru a... Runda a doua i-a aparținut în cel mai clar mod cu putință lui Marian Dinu, care l-a executat pe Bujor din prima până în ultima secundă. Până la urmă, chiar e surprinzător că Bujor n-a încasat o numărătoare, că a rămas în picioare. Pare a fi însă un tip rezistență. Vedem ce se întâmplă în repriza a treia, care foarte probabil va fi decisivă dacă admitem că prima a fost adjudecată de Bujor și am avea o egalitate. Care e mai proaspăt acum? Combinație bună de brațe pentru Marian Dinu. Mărește distanța Bujor, o viitoră din săritură, dar moale cu genunchiul pentru Marian Dinu. Nu se mângâie acum decât să lovesc, pentru că sunt selecție acei doi luptători, dar cine știe ce vom vedea până la sfârșitul întâlnirii, care mai sunt 120 de secunde. O mare forță Bujor, luptătorul cu mânul jos și... Nu mai are placă nici Bujor. A funcționat niște parametri decenți în prima repriză, după care s-a stins. Loviturile pe care le lansează sunt pe gardă și sunt foarte moi. Pas în spate Bujor. Iar încearcă genunchiul după două directe în care și-a fixat adversarul. Într-o din întoarcere ratată, Dinu. Venită de stânga, pas în spate, Bujor la fel, aruncă brațul din spate peste adversar. Pe gardă a fost ambele lovituri la stomac. Ultimul minut. Băieți tineri, ambii au 20 de ani și iată, nu mai au forță, le pune 3 minute. Poate o combinație de final, de repriză, un croșet de stânga ușurel al lui Bujor. A mângâiat mai mult. Da. Dinu, cu de gata, pe plecare, da? Caută să țină centrul ringului. A lovit mai mult și repriza asta. După mine, decizia ar trebui să îi aparțină lui Marian Dinu, să-i fie favorabilă lui Dinu. Da, numai prima repriză pentru... Probabil va fi câștigător sportivul său. Iată pe ghiță. Da, mai ales repriza a doua a fost una... deosebită, da, pentru Marian Dinu. O rundă dominată de capul al fine. Aproape de 10. Ultimele 3 minute, o extra round, repriza a patra între Dinu, mânuși albastri și Bujor, mânuși roșii. Ca de obicei începe Dinu tare. Un adevărat supliciu repriza asta de departajare pentru ei. Începe Dinu cu serii. Îl împinge în colțul ringului pe Bujor, care în continuare nu prea are reacție. Moi loviturile, dar până la urmă contează și treaba asta, știi? Atâta timp cât adversarul nu s-o pune cine știe ce rezistență. Însă a fost un uppercut de dreapta foarte bun. De mult n-a mai dat o lovitură așa de bună Bujor. Și este în extaz acum Alin Panaita, antrenorul său. Uper cu de dreapta din nou, mai mult l-a șters pe Dinu. Acum sunt din nou în colțul de lângă noi cei doi sportivi. În sfârșit se deplasează și Andrei Bujor, rotund, cum spun boxerii, nu mai stă la bătaie. Două croșee, Dinu. La agață acum iarăși pe Bujor, uper cu de dreapta, croșeu de stânga, dă din brațe și gorjeanul. Foarte puține low kick-uri. Și în general s-a lucrat extrem de mult pe brațe,
iarăși a încercat să înșurupeze un uppercut de dreapta, se duce Dinu peste el, rămâne în picioare Bujor și îl îndepărtează. Ia golul pe bucureștean. Frontală. A intrat în a doua jumătate a reprizei, a patra. Foarte calm în colțul ringului, Ion Santu Diresa, antrenorul lui Dinu, față de ce se întâmplă la Panaite, uppercut de dreapta, coșul de stânga Dinu. Se bagă în pumnul adversarului, Bujor nu și-a calculat bine distanța. Este repriza decisivă, tot ce a fost în primele trei s-a anulat, să spun, a fost egalitate. Cine bate acum ia și meciul. L-a agățat iarăși Dinu, atent pe Pitbull. Multe lovituri de genunchi expediate de Dinu și în runda asta. Una peste alta, cred că Dinu a avut o paletă ceva mai variată de lovituri. Da, iarăși o serie bună, nu-l lasă pe Bujor să respire. Încă 10 secunde din acest match, primul al serii. Iarăși a încercat lovitura din întoarcere. Degeaba a avut Bujor o alunge superioară adversarului, pentru că l-a lăsat să mișeze distanța mereu pe Dinu. Iată, și îi pune. Ladies and gentlemen, your winner after an extra round by unanimous decision in the blue corner. Da, Marian Dinu, așa cum am simțit și noi această decizie, luptătorul Ionuț Antobiresei. Da, la